Radio România Actualități. În această perioadă pascală, traficul la frontieră este de regulă mai aglomerat, atât din cauza românilor cu domiciliul în străinătate care vin să-și petreacă sărbătorile acasă, cât și în cauza turiștilor români care pleacă într-o mini-vacanță. Care este situația exactă acum la frontiere, ne spune Alexandru Lancuzov. Bună seara! Trenurile care pornesc din București au trecut fără accidente grave. Acum valorile de circulație pe autostrăzi și pe drumurile naționale principale sunt normale și nu mai avem ambuteiaje sau coloane. Se intensifică traficul în fămile din vest pe sensul de intrare în țară. Personalul suplimentat poate și restricțiile din Ungaria, care creează o anumită flexibilitate la arterele de control, contribuie la un timp redus de așteptare la vămile principale, pe Teabor și Saună Dlac 2 pe autostradă, oricum sub o oră. Nu sunt probleme de fluență nici la vama Porțile de Fier, precizează poliția de frontieră. La Siretă, situația neschimbată, peste 10 ore timp de așteptare pentru transportatori la ieșirea din România. Sunt echipaje suplimentate și la poliția rutieră, care recomandă șoferilor să nu conducă dacă sunt foarte obosiți. De asemenea, și mâine în dispozitiv vor fi peste 300 de radare. Revenind la restricțiile din Ungaria, se ridică în doar câteva minute la ora 23, ora României, iar mâine de la ora 16 vom avea și noi interdicție de trafic greu pe DN7 Valea Oltului și pe autostrada Soarelui A2. La final, pentru șoferii care vor pleca mâine dimineață în Bulgaria, nu au fost blocaje la Giurgiu Ruse. Pe podul Prieteniei se merge pe ambele benzi fără restricții sau lucrări, iar plata taxei de drum la frontieră nu a dus la blocaje în această după-amiază.